Salut! La rugămintea lui Fechea am făcut acest video în care voi comenta tot ce ați scris voi timp de un an, comentarii cele mai interesante și stupide. Deci să începem. Băi, voi v-ați pălit cu capul de asfalt și capul băi țăranului. Noi, chiar când eram mici, am căzut amândoi de pe bicicletă. Amândoi asta se are vedere atunci când filmam cu Costelun. Și de atunci chiar ne-am pălit cu capul de asfalt. Doi proști, pozor. Eu socot că nu este pozor pentru că asta mă unii place. Și dacă ți-ți place să faci ceva, nu este niciun pozor, cum spuneți. Iată că noi și cu voi, voi. Pozorul te șoldănești. Într-o frază, enunț foarte mic, sunt vreo 6 greșeli. Așa că și-mi s-o pozorul de aici. Ah, hai la malaleci. Hadem. Băi, debililor, dușeți-vă la medic. Eu la medic am fost cu o săptămână în urmă și tot normal am spus că... Comentarii ăsta tare îmi place. 1.28. Ăla din stânga e un la p***ișor Coso. Asta o română scris. Da, acolo așa umbra de la o frunză de vie bate și se vede așa. Asta se referă la Costel, fiindcă la dânsul era așa ud parcă. Dar de fapt nu era ud. Apropo, de aici am început a filma singur, așa că tot se referă la mine. Din toți miniștrii învățământului pe care i-a avut Moldova, Maia Sandu e cea mai progresivă. Băiatului din clip îi zic să-i transmită lui Tatsu, oricine a făcut video-ul, că mai bine câteva zile am pus la școală decât câteva luni la Moscova, la Zarabotka. Învățați bine și luați vacanțe singuri. Profesorii știu cine și ce merită. Eu singur am pus like la băiatul acesta, eu sunt de acord cu el, dar într-o oarecare măsură. Deoarece, nu știu, așa, asta e părerea mea, Maia Sandu chiar e un ministru foarte bun, dar puțin vacanțele o socot că trebuia să le lese așa cum sunt. Dar fiecare părerea lui. O, comentariul meu preferat. Mar, s, va, cu, ceau, atău, spun, îi, normil, pi, moldavski. Băiete, ai fost foarte aproape de scrie o propoziție corectă, dar ai doar câteva greșeli. Fiecare cuvânt aproape câte o greșeală. Da. Și cine aici se pozorăște și cine nu? Da, tu ești Concini. Cu videoblogul tău ești un lox. Da, eu chiar sunt un lox. Mie îmi place să fiu lox. Și abonați-vă pentru că îmi place să fiu lox. Tu ești prost, Maia Sandu o acut bine că mi-o scurtat vacanțe, fiindcă ea o sane daie mai multe zile în vacanța de vară și de grană, o să fie să alegem obiectele care vrem. HHB, pipeț, D, o urâți pe Maia Sandu. D, oarece așa vrem noi. Băi, tu ești un țăran cu capul de filmier. Că asta vreau, mai băieți, deci ce mă enervați atâta pe mine, eu fac ce vreau. Și asta are dreptul oricine. Și da, sunt țăran. Grăiești în romine, n-am și grăit cu tine. Ar fi tare să pot vorbi romine, că este o limbă care doar puțin o știu. O problemă foarte gravă este că ești un țăran prost, găvnic, bilbiit. Da, eu sunt un bilbiit, fiindcă nici nu pot citi această propoziție scrisă de un om care are o luciditate extraordinară la capul lui, cel spălat cu șampon, crea. Și eu vreau vacanțele înapoi. Un ii, cred că ți era foame și l-ai mâncat, dar în rest, super. Du-te și te împușcă. Ok. Hai băi, retardatule, freacă-ți 3 vasle peste cap. Mars și si învață, si pune mâna pe carte. Dar de ce anume 3? Poate eu vreau doar 2, să nu mă doară atât de tare. Petru Hergheliu, cu așa vocabular bogat, nu se știe cine încă îi țăran aici. Bravo băiatului Marcum, și-a exprimat părerea. Și eu sunt de acord cu tine, dragă Nicoleta. Mulțumesc că m-ai apărat de la acest gavnic bilbiit. Și ești tare, foarte corect, e sigur. Băi, și neacă-te-n fântână. Ok, dar eu nu pot înnota, așa că va trebui să-mi iau vesta anti-nec. Hai că sunteți buni.
steluță Ș de steluță TS. Corect. Prostănacule, asta râdă tata lumea din jur. Ții o cameră cu calitate bună și filmează vloguri interesante. Deci nu cicatene, băurea. Vă sunteți tari, mă, fraților. Niciodată să nu renunți la videoblogging, căci ai ceva special în tine. Îți mulțumesc mult, chiar mă motivează aceste comentarii. Tu ești un bon cușă? Observez? Crasava. A, adică bravo, e mișto, like. Și ție like. Ce fel de programă ți-ai scos? Pentru toți care mă întreabă în ce montez, montez în Sony Vegas Pro 10. Casești de la Loki. Și mai mulți au scris aceste comentarii despre video care este un infovlog. M-am uitat acum spre fereastră, fiindcă aici este studioul meu. Poate voi face și un videoclip în curând. Eu m-am inspirat în a face video pe fereastră de la PewDiePie. Și punctul. Victor Muz. Bețivanule. Știu, Victor. Chiar mă durea capul. Am vorbit prea mult și m-am îmbătat de la vorba mea. Bețivan. Corect. Hai că m-am abonat. Sper să faci treaba mai departe încă mai bine. Îți mulțumesc mult. Voi face, mă voi strădui. Da, lasă-te de vlog. Înțelegi că vrei să faci dolari de pe YouTube, dar here is Moldova. Gaming rule. Ok, dacă zici tu, mă lăs. Pare rău că te-am obișnuit. Nici vorba. E tupoi, băietul. Chiar e drept. Gafno. Și za hu**a. Toți repetă după loghe. Și cu scorul de 7 la 7 și vreo 3 care nu erau prediliți, am decis că voi posta duminică și miercuri. Cine nu este de acord, dați subscribe, like și share la tot. Și nu uitați să dați like, share dacă încă nu ați făcut-o și subscribe, că mă ajută foarte mult pentru a-mi promova videoclipurile peste tot în site-urile de socializare. Eu mă numesc Marin, acesta a fost super videoclipul. Ciao! Postscriptum. Fiți mai buni, vă rog frumos!